Ce aveți, mă, voi acolo, mă? Am început aventura! V-am spus eu că începe aventura? Mai încet? De ce, tati? Aveți bebeluși? Ce bebeluși aveți voi acolo? Ce ați găsit voi? A? Ați găsit niște pisici. Unde i-ați găsit? Unde i-ați găsit, mai copii? Ieta aia plânge. De ce plângi, fată? A? De ce plângi, fată? Că-l vrei? Ai, mă, tati, mă, cum să plângă, iubita mea? Uf. Tu ce faci, tati, acolo, Ion? E, pe când fetele sunt cu pisicii, noi, băieții, pregătim focul de tabără. Nu e așa, Ioane? Da. Cum aprindem focul? Cu ce îl aprindem? Matches. De unde avem lemnele? The forest. Din pădure. Am fost și am găsit niște lemne tăiate. Au tăiat brazii și au lăsat resturile pe deal. Da, tati, pune-l acolo în foc. Facem un foc de indieni, da? Vrem, nu vrem. Lăsăm copiii și luăm pisici acasă. Lăsăm pe Ingrid aici cu pisici. Lăsăm. Tati, hai să te învăț cum să taie lemnul, nu așa, nu pe lemn, trebuie să-l punem pe un lemn. Tati, uite aici, am eu un lemn, ai răbdare? Of, copiii ăștia, trebuie învățați. Vino aici, Ion, uite, am un lemn aici și tăiem aici pe lemn, da? Da. Hai să vedem dacă reușești să tai lemnele sau să tai degetele. Ia, hai să-ți arăt, tati, cum. Fii atent, ține tu camera, să-ți arăt eu cum să taie, dintr-o bucată. Fii atent. Uite așa. E uscat la un secrapă. Ia uite. N-a ieșit din prima. Oh, that's because yours is sharper. It's because yours is sharper, Dad. You take it and let me try with this. Cu această secure, cred că scăpăm și de pisici. Da. Dai și nu atinge aici, nu trebuie să fii în dreptul toporului și să vină în picioare. Trebuie să dai și să vină pe lângă picioare, deci în laterală, da? Uite așa, pac! Da? Și trebuie să nu stea Ion aici lângă noi. Pisoiu! Da, tati, e foarte frumos. Păi uite, aveți amândouă unul. A, vreți în Anglia. Vreau în Anglia pe ăsta. Bă, nu se rupe. Tăiem lemnul. Ce ai făcut? Ai blocat toporul? Bă, Ștefan, ai blocat toporul. Ai dat așa de tare de s-a blocat toporul. Nu e piesa de la... Ești tu, Ion, și el este Vivi, da? Da, da. Unchiu. Vivi unchiu și a venit să ne ajute să facem focul, că noi nu știm să facem focul. Ce cauți, Ioane, acolo? Nu știu și voi, dar... Păi nu știu, mă, dar oameni, voi sunteți aici, voi faceți focul zi de zi. Noi îl mai întârziem, exact. Păi uite, are Vivi chibrite. Chibrite n-ai? Păi dai cu pietrele, tati, și faci scânteie. No, you need friends, you. Nu, mă, pietre, mă! Hai, vă duceți să aprindeți? Pietre, mă, de alea, cum era? De... Cremene, de-aia. Cremene, dar nu mai găsim. Nu știm unde e. Ba da, există, dacă cauți. Păi avem noi pe undeva, da. Hai, îl luați pe Viorel să faceți focul și cu Edi? Cu ce? Cu creni uscate, cât de așa, și cum puțin zier. Ziar hârtie. Uite, aveți hârtie, aveți ziar, hai. Uite, și vă ajută Viorel. Câteva creni uscate prima dată. Păi n-avem, uite, luăm de acolo niște creci uscate, uite, sunt acolo. Păi haideți, hai Viorel să ne ajut să facem focul. Haide. Până caută Edi țuica. Iată, mă, a reușit. Dar are decât pentru noi, de nici pe la ureții nu-l băgăm. Pune acolo, că... Eu nu mă bag în seamă, ia să vedem cum ne ajută Viorel. Ce mai aia, nu e bună? E pălincă. Edi? Păi nu, mă, puțin de la mic. Edi, adu țuica din frigider, bă. Uite aici, haide să ne arate Viorel. A, o palincă e bună de gustată. O palincă merge. Bun, pune acolo. Pune acolo. Bun. Găsim niște creni uscate.
Uite, se adună niște crăci uscate. Da, da. Poți să aduci și de acolo, pe alea. Ăștia uscate. Ați folosit cu ceva ăștia. De ăștia. Hai, uite, îți spune, să aduni, nu, uite, să le rup tu pe alea. Ale tale, păi, la treabă. Da. Uite, Viorel, Viorel asta a făcut toată viața lui. Din copilărie s-a jucat cu lemnul. Cu lemnul. El face șiță. Mai face... Da? Viore... Vivi? Așa. Așa. Niște... Aveți brichetă? Ia, poți să ne filmezi? Poți să ne filmezi când bem asta? Păi eu da, eu pot să filmez. Păi normal, dar deocamdată să dăm foc. Doamne ajută, mai întâi luăm o gură. Doamne ajută, sănătate. S-a aprins? Răbdare, da, s-a aprins și bățul. Răbdare, că se aprinde. Ia uite cum ia foc. Până ia și focul foc, luăm și noi foc. Auzi că 70 de grade. Am băgat și căldură? Nu mă, ia și focul foc, luăm și noi foc de la asta. Asta e cu talent. Asta e cu talent, hă? Ia zi, Vivi, tu ești ultimul care mai faci șiță în sat, lemn? Sau mai face cineva șiță? Tu și cu taică-tu. Da, și cu taică-tu. Și cu taică-tu, cu nea Titi. Da. Amândoi. În sat, aici. În comuna Dâmbovicioara. În comuna Dâmbovicioara. Doar voi doi mai faceți. Dar voi lucrați în toată țara, nu? Da, pe oriunde. Dar pe așa, pe la nivel național, nu prea multă lume mai ține tradiția. Nu mă, dar nu e. Ba da, ba da. Ține, cum să nu? Ba da. Păi dacă am ajuns la Calafat, am ajuns la Sibiu, la Buzău, la... Am înțeles că oamenii vor. Mă referam la meseriași, că nu mai sunt mulți. A, nu, asta nu. Nu mai sunt. Asta nu. Ia uite cum a făcut. Aruncă, aruncă acolo. Lasă-l acolo jos, tati. Și de acolo pornește. Mai strânge crăci uscate și pune peste. Așa, pune-le întregi, tati. Șiță. Șița, uite, e asta, după acoperișul ăsta de lemn. Șița, uite, asta e, după acoperișul de lemn, care are și el... Păi, ce? Șița? Papucii mei la o coșmelie, la de asta mică. E o mie de șițe. Ascultă-mă. Păi nu mă, ascultă un pic pe om. Păi nu, dar eu zic, e mică casa, nu pot... Nu contează! Nu e valoare mare! Păi nu e! Nu e valoare mare! Așa nici nu mai gădea! Dar nu mai face lumea, nu mai vrea lumea șiță! Păi asta zic, tu faci șița pe timp de iarnă, dar lumea nu mai vrea șiță, lumea vrea tablă, lumea vrea țiglă, lumea vrea... Eu am fost la Mănăstirea Negru Vodă în primăvară. Ioane, de ce am fost acolo și nu sub foc? De n-am găsit pe altul, decât eu! Păi doar pe tine te-a găsit! Păi în firmă, în firmă. Da? În firmă te-a luat. Negru a pus. Te știa omul și te-a luat ca să câștige și el. Prin altul, prin altul. Da, da, da. Într-un mat. Acolo, în altă parte la comandă, pe partea Prahovei. Aha, unde te-ai dus la... Să nu stai acolo, Ștefan. La șiță. Da, stai acolo unde e mare. Păi nu, eu știu că se cere și lucrați. Gata, dați-vă deoparte că acum ia foc. S-a aprins cetina. Bravo, băieții! Noroc cu Viorel, că altfel nu l-aprindeam pe ăsta până mâine stăteam și nu l-aprindeam. Noroc cu Viorel. Păi da. Păi da, noroc. Mare noroc am avut. Nu e așa, nu e așa, mă, copii? Stai copac acolo. Că am avut noroc cu Viorel? Așa. Păi? Și în pădurea că te duci și au într-o poiană, cauți crenguțe uscate. Cauți crenguțe uscate, s-a prins și focul și iarna și... Verde. Păi da? În regulă. Da, mă, nu, șița e greu și nu mai sunt meseriași care să lucreze, că n-au timp. Ce mai face unul? Nu, e lemn de brad care îl tai... Zic, ce e șița? Păi șița e din... Eu știu ce e. Da? Din copac. Din copac, e lemn. Da, îl faci trunci la 42. Îl faci ca solzul de pește. Îl faci la 42. Nu, păcată. Cum îl întreții să nu se degradeze? Cu Doamne ajută. Cu o truică, cu o palincă. Nu. Deci păgar, dai cu lei. Nu. Într-adevăr, nu, păgar se dă. Se dă, dar acolo nu. Păi de ce păcasă nu? Poți să dai cu orice, cu nu lasă, se dă. Ca altfel se coace. Trebuie să fie naturală. Mâncare. Trebuie să fie naturală ca să țină, că dacă dai cu lac, se coace. Se sufocă. Da. Trebuie să-i dai cu lac. Cum au ăia în Anglia acoperișele de paie? Ăia în Anglia au acoperiș de paie, de stuf. Nu-i de cu nimic, îl lasă să se negrească. Îi pune plasă pe deasupra ca să țină, să nu ia foc. Nu era mult plăstii. Soluții din Italia, pe bază de apă negru. N-ai zis că nu-l facem mare, mare? Păi nu-l facem mai mare de atât. Atât e suficient. Da. Nu mai mare de atât, că dacă-l facem mai mare de atât, sar scântei de la cetina de brad, bradul face scântei. Da, da.
cetina de brad și sar scântei și ia foc casa. Sau casele vecinilor. Sau uite, foișorul. Și de-aia, uite ăsta, leagănul. Știi? Și dacă ia foc leagănul, nu e bine, că nu mai avem leagăn și de-aia îl facem mic. Arde deasupra, știi? Dar îl facem acum cât e și după aia lăsăm să cadă jos ușor. Da? Fetele sunt slete aici. Dar să cere, oricum, să cere și să... Da. Nu e, n-ai tu să pui, că nu poți să faci iarna. Am avut, am făcut, am montat. Că nu poți, știți așa cum e, o faci tu, că nu poți să o iei făcută de altul și să o pui tu. Ba da, am luat, am luat. Ai luat și făcută de alții? Da, păi nu mă, că o faci, ideea e să știi să o pui corect. Păi nu mă, ideea e că el păi își dacă, face șița lui cu care și-o pune. Dacă am o comandă de atâtea mii de cinci câți metri pătrați, da. O onorez. Păi da, iei și de la... De la... Între timp apare altul și recomand la altii. Da, să se ducă să facă alții, cum ar veni. Da, nu, că e cineva pe Valea Zimbabului, de face, permanent. A, face, numai asta face, șiță. Da. Și vă dă vouă, când aveți nevoie, comenzi mai mari. Domnule, atâtea da. Trebuie. Dar tu îți faci iarna și țața ta. Da, am înnoit sura Daciul în Păiana Brașov. Da. Știi. Și acolo... Până mâine tai. Acum mă sună luna asta. Iei toporul. Nu, eu nu sunt topor, tu i-ai lăsat toporul. Nu i-am dat toporul. Postul loc. Postul șef de local a vândut la altul. Și vrea să pună iarăși. Să Da. Păi e multă șura, la șura dacilor e mult. 1000 de metri pătrați. 1000 de metri pătrați de șiță. E de muncă. Pe cum? Uite, gata, s-a căzut focul. Vezi? Da. E ready să mai pot. Edi, păi n-ai lăsat pe usca, mă? Ai plecat cu sticla? Ion. Nu e bine, stai o leacă, ai răbdare. Răbdare. Ion, Edi, ai fugit cu sticla, mă? Cum te-a învățat? Nu te dai în picior. Nu e frunte de lemn, da. Nu te-ai de robă. În două, dacă poți. Nu mai rupe, pune-l așa deasupra, tati. A căzut focul. Păi, a căzut, gata. V-am zis că nu-l ținem dacă sus. Dacă nu mă arunci în foc. Gata, tati, bravo. Și aruncă-l în foc acum. Da. A căzut că nu vreau să-l fac înalt, că bradul... Nu, știu că sare în brad. Sare și ia foc, Doamne ferește, nu stăm pe aici de necazuri. A, uite, vă place focul? Dacă vedeau cât de mare e? S-au dus în casă. Păi s-au dus în casă cu pisicile, fetele au treabă cu pisicile. Da, păi au rămas decât fetele astea mari, copii, au fugit cu pisicii. Da, Ioane? Dar ce facem pe focul ăsta? De ce ardem focul? Doar așa de plăcerea ochiului sau prăjim și noi un cartof, facem o mămăligă la tuci? Păi prăjim un cartof, coacem, cartof copt. Uite, cadouri între veri, așa ne împărțim lucrurile. Ce e mă ăla? Așa mă că i-a demonstrat ce are. A, spune ce are. Și eu vreau să-l fac cu cadou. Surprenza. Băi, dar sunt un pic de calitate, ai înțeles? Da, păi un pic. Bă, nici să-l forțezi, îți dai seama. L-am forțat 3 ani de zile și este în această poziție, este de lăsă. Acum avem un Lederman. A, tu l-ai pe ăla. Păi tu ai Ledermanul tău. Asta a fost primul. Și ăla a fost primul. E în regulă. E în regulă. Îți place? Da. Și aici ai cheie, fii atent aici. Uite, aici ai cheie pentru șuruburi, de la 8, 10, ceva de genul, bla, bla, bla. Și pe Inci și pe America. E în regulă. Așa sunt verii, mă. Ne mai dăm să ne mai aducem la amintiri. Las, că ne apucăm noi și de cântări după ce terminăm... Ne apucăm și de cântări după ce terminăm astea 50 de grade. Au fost 70, au rămas 50. Că 20 le-a furat Edi la cântar. Avem distracție, copiii ne întrețin cu focul. O plăcere să ne uităm la ei cum aprind focul. Poți să te miști de acolo puțin să facă și Ilinca o poză? Asta. Ce faci cu pozele? Gata, nu mai alergați. Ce faci, tati, cu pozele? Le păstrezi amintire? Bravo. Așteaptă. Bine.
M-am făcut niște soc. Suc de soc. Ce ți-ai făcut? Suc de soc. De unde? Ah, soc de care ți-ai cumpărat. De unde ți-ai cumpărat? De la magazin, la peșteră. Da, de la peșteră, de la magazin. Și e bun? Da. A? Cum e? E dulce? E acru? E dulce, acru și... Și bun. Da. Trebuie să-ți iei un hanorac pe tine, că se lasă umezeala, da? Ce face Ingrid, pisicuța? Le-am pus în baie cu prosoape și cu pături. Da? Și le țin în baie. Și le ții în baie? Ții în baie, pisicuța? Da. Gata? Te-ai liniștit cu pisicuța? Da. Și un bea soc. Și Ștefan aruncă lemne în foc. Și Miruna face poze. Bun. E bun. Noi aruncăm niște cartofi pe foc, facem un pic de mămăliguță, poate facem și un pic de brânză de burduf. Fetele vor o bere cu lămâie și vă spunem la revedere. Seară bună, pa, pa!